Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună modelul subiectului de admitere la Academia Forțelor Aeriene. După cum puteți observa, subiectul este format din 9 întrebări de tip grilă și veți avea 90 de minute pentru rezolvarea lor. Haideți să începem cu primul exercițiu. Valoarea lui A este: avem cosinus de 2pi pe 9 plus cosinus de 8pi pe 9 plus cosinus de 14 pi pe 9. Pentru a rezolva acest exercițiu, avem nevoie de formulele de la bază, de la cosinus de a minus b, cosinus de a plus b și așa mai departe. Așa că haideți să le scriem și să ne dăm seama împreună cum ajungem să aflăm valoarea lui a. Avem așa cosinus de a minus b sau cosinus de a plus b. Să începem cu acesta mai întâi. Știm că este cosinus de a cosinus de b minus sinus de A sinus de B. Apoi, cosinus de A minus B este egal cu cos A cos B plus sinus de A sinus de B. Apoi, sinus de A plus B este sin A cos B plus sin B cos A și în final, sinus de A minus B este egal cu sin A cos B minus sin B cos A. După cum puteți observa, aici avem o sumă de cosinus. Asta înseamnă că am avea nevoie să transformăm această sumă, poate într-un produs. Și atunci ne folosim de primele două formule și vom aduna aceste două relații. Și atunci în membrul stâng avem cosinus de A plus B plus cosinus de A minus B. Haideți să vedem cu ce va fi egal. În primul rând observăm că minus sin A sin B se reduce cu plus sin A sin B și atunci obținem 2 cos A cos B. Acum vă propun să-l notăm pe A plus B cu un X iar pe A minus B cu un Y și să aflăm cât este A și B în funcție, cât sunt A și B în funcție de X și Y. Avem așa, A plus B este X, A minus B este Y. Spre exemplu, dacă adunăm cele două relații, vom obține că 2A, pentru că B se reduce cu B, egal cu X plus Y. Asta înseamnă că A este X plus Y pe 2. Apoi, dacă mergem să înlocuim, spre exemplu, în prima relație, vom avea a care este x plus y pe 2 plus B-ul egal cu x, de unde rezultă că B-ul nostru este x minus x plus y pe 2, aducând la același numitor, obținem de fapt că B-ul este 2x minus x, care înseamnă x, minus cu plus este minus, y totul pe 2. Dacă mergem acum să înlocuim, vom avea așa cosinus de x, plus cosinus de Y este egal cu 2 cosinus de A, adică 2 cosinus de X plus Y pe 2, ori cosinus de B, care e x minus y pe 2. Aceasta este formula prin care transformăm suma într-un produs. Puteți să o învățați direct sau puteți să o aflați voi în cazul în care o uitați exact cum v-am explicat eu aici. Așa că haideți să luăm această formulă și să o aplicăm la exercițiul nostru. Avem așa, prima dată începem cu cosinus de 2pi pe 9 plus cosinus de 8 pi pe 9. Și dacă aplicăm formula de mai sus, vom avea 2 ori cosinus de 2 pi pe 9, stați să scriu mai sus, 2 pi pe 9, plus 8 pi pe 9, totul pe 2, ori cosinus de 2 pi pe 9, minus 8 pi pe 9, totul pe 2. Și atunci obținem 2 ori cosinus de, 2 pi pe 9 plus 8 pi pe 9 înseamnă 10 pi pe 9, totul pe 2, ori cosinus de. 2 pi pe 9 minus 8 pi pe 9 înseamnă minus 6 pi pe 9, totul pe 2. Haideți să încercăm să aducem la o formă mai simplă. Avem așa. 2 ori cosinus de, haideți să luăm separat, 10 pi pe 9, totul pe 2, înseamnă de fapt 10 pi pe 9 împărțit la 2 sau înmulțit cu 1 pe 2 și observăm că 2 se simplifică cu 10 și atunci rămânem cu 5 pi pe 9. Ori, haideți să vedem aici ce obținem. Avem minus 6 pi pe 9, ori 1 pe 2. Simplificăm și rămânem cu minus 3 pi pe 9. Simplificăm 3 cu 9 și observăm că avem minus pi pe 3. Dar cosinusul este o funcție pară, asta înseamnă că cosinus de minus pi pe 3 este de fapt cosinus de pi pe 3 și atunci vom avea 2 ori cosinus de 5 pi pe 9 ori cosinus de pi pe 3 iar cosinus de pi pe 3 este 1 pe 2 și atunci avem 2 ori cosinus de 5 pi pe 9 ori 1 pe 2, simplificăm și rămânem cu cosinus de 5 pi pe 9. Acum mai avem de calculat cât este cosinus de 5 pi pe 9 plus cosinus de 14 pi pe 9, aplicând fix aceeași formulă și vom obține 2 ori cosinus de 5pi pe 9 plus 14pi pe 9, totul pe 2, ori cosinus de 5pi pe 9 minus 14pi pe 9, totul pe 2. Și haideți să vedem ce obținem mai departe. Stați să inserez o nouă pagină. Avem a egal cu 2 ori cosinus de. 5pi pe 9 plus 14pi pe 9 înseamnă 19pi pe 9, totul pe 2, ori cosinus de. 5pi pe 9, minus 14pi pe 9 înseamnă minus 9pi pe 9, totul pe 2. Asta înseamnă că obținem 2 ori cosinus de, luăm separat 19 pi pe 9, ori 1 pe 2, nu avem nicio simplificare. Asta înseamnă că facem înmulțirea și obținem 19 pi pe 18, ori cosinus d, simplificăm 9 cu 9 și rămânem cu minus pi pe 2. Așa cum am spus, cosinusul este o funcție pară, și atunci vom avea cosinus de pi pe 2 și, din fericire, cosinus de pi pe 2 sau cosinus de 90 de grade este 0 și atunci înseamnă că A-ul nostru este 0, varianta de răspuns fiind punctul D. Mergem mai departe la 2. Fie funcție de F definită pe R cu valori în R, unde F de X este, dacă mulțimea A, formată din M numere reale, cu proprietatea că F este continuă pe R și alfa este sumă, din M pătrat cu M din A, atunci alfa este. Haideți să traducem acest exercițiu. De fapt, noi ce trebuie să facem? Trebuie să aflăm valorile lui M pentru care F este o funcție continuă și apoi să calculăm alfa care este egal cu suma pătratelor valorilor pe care le ia M. Și atunci, haideți să vedem când o funcție este continuă. Păi ca funcția noastră să fie continuă pe R, înseamnă că ea trebuie să, fie și, trebuie să fie continuă și în punctul în care ea practic se rupe în două ramuri. Asta înseamnă că eu aș putea să afirm faptul că F este continuă pe R mai puțin 1 și studiem continuitatea în 1. Și acum avem F este continuă în punctul X egal cu 1. Dacă și numai dacă, limita la stânga în 1 este egală cu limita la dreapta în 1 și este egală cu f de 1. Și acum haideți să vedem limita la stânga în 1. Este limită cât, când x tinde la 1, x mai mic decât 1 din f de x. Și atunci vom avea limita când x tinde la 1, x mai mic decât 1 din f de x este prima ramură, adică 2x minus radical din, m pătrat x pătrat plus mx plus 1. Haideți să vedem ce obținem când înlocuim pe x cu 1 și vom avea 2 ori 1 minus radical din m pătrat ori 1 la pătrat plus m ori 1 plus 1. Asta înseamnă că obținem 2 minus radical din 1 la pătrat, bineînțeles că este 1, m pătrat ori 1 rămâne m pătrat plus m Plus 1. Haideți să calculăm acum limita la dreapta în 1, bineînțeles, care înseamnă limită când x tinde la 1, x mai mic decât 1 din f de I, x, mai mare decât 1 din f de, I, x, din f de I, x, și vom avea limită când x tinde la 1, x mai mare decât 1 din radical din x minus 1 plus modul de m radical din x. Haideți să vedem ce obținem. Dacă îl vom înlocui pe x cu 1, avem radical din 1 minus 1 plus modul de m radical din 1. Asta înseamnă că radical din 0 e 0 dispare și rămânem cu modul de m radical din 1, care înseamnă, bineînțeles, modul de m. Și acum calculăm și f de 1. Observăm că x-ul poate fi 1 pe prima ramură, asta înseamnă că f de, 1, f de 1 va fi chiar 2 minus radical din m pătrat plus m plus 1. Și acum noi știm, că vrem, noi știm că funcția trebuie să fie continuă, asta înseamnă că cele 3 trebuie să fie egale, și atunci ne rezultă că 2 minus radical din m pătrat plus m plus 1 trebuie să fie egal cu modul de M. Și haideți să mergem pe pagina următoare și să vedem ce scoatem de aici. Mai scriu încă o dată. 2 minus radical din M pătrat plus M plus 1 trebuie să fie egal cu modul de M. Haideți să izolăm cumva radicalul în membrul stâng, astfel încât ne va fi mult mai ușor să punem și condițiile de existență și să rezolvăm această ecuație. Și avem așa, Minus radical din m pătrat plus m plus 1 este egal cu modul de m minus 2. Înmulțim acum relația cu minus 1 și în stânga rămânem cu radical din m pătrat plus m plus 1 egal cu fie scriem minus modul de m plus 2, fie scriem direct 2 minus modul de m. Și acum trebuie să vedem care sunt condițiile de existență. Vă reamintesc, dacă avem radical din, a, radical din x egal cu a, atunci x-ul trebuie să fie mai mare egal decât 0, dar și a-ul trebuie să fie mai mare egal decât 0. Asta înseamnă că, pe de-o parte, m pătrat plus m plus 1 trebuie să fie mai mare egal decât 0, dar și 2 minus modul de m trebuie să fie mai mare egal decât 0. Și acum. Haideți să vedem ce facem din prima. Dacă încercăm să-l aflăm pe m, dacă o egalăm cu 0, m pătrat plus m plus 1 egal 0, delta va fi 1 minus 4 ori orice și atunci delta ne dă minus 3. Asta înseamnă că nu avem soluții pentru această ecuație și dacă ar fi să ne imaginăm tabelul, de fapt ce vom avea în tabel atunci când studiem semnul, vom avea peste tot semnul lui A, Asta înseamnă că întotdeauna e mai mare decât 0. Rezultă de aici că M este orice număr real. Și acum haideți să vedem din a doua. Dacă îl mutăm pe 2, obținem de fapt că minus modul de M e mai mare egal decât minus 2. Înmulțim acum cu minus 1 și obținem că modul de M este mai mic egal, pentru că trebuie să schimbăm sensul inegalității, decât minus 2 ori minus 1, care înseamnă 2. Și dacă modul de M e mai mic egal decât 2, asta înseamnă de fapt că M va fi în intervalul minus 2, 2. Și acum haideți să vedem ce vom face mai departe. Practic modulul nostru, cu ce poate fi egal? Păi din definiția modulului, știm că poate fi M sau minus M dar când este modulul egal cu M? Doar în condițiile în care M-ul este un număr nenegativ. Asta înseamnă că M trebuie să fie în intervalul 0,2. De ce intervalul 0,2? Pentru că eu am aflat mai sus că M este în intervalul minus 2,2. Și dacă eu vreau ca modulul să fie egal cu M, asta înseamnă că în cantitate nu trebuie să am un număr negativ și atunci sunt pe acest interval. Și modulul lui M este minus M, dacă M se află în intervalul rămas, adică minus 2, 0. Și atunci vom lua pe cazuri să luăm o dată M-ul în, în intervalul minus 2, 0, o dată în intervalul 0, 2 și vedem ce vom obține. Primul caz, dacă M este în intervalul minus 2, 0, așa cum am spus, modulul va fi minus M pentru că M este un număr negativ. Și atunci, dacă înlocuim în această ecuație, stați să o mai scriu încă o dată aici: aveam radical din m pătrat plus m plus 1 egal cu 2 minus modul de m. Asta înseamnă că radical din m pătrat plus m plus 1 este egal cu 2 minus modul de m care e minus m. Și atunci obținem că radical din m pătrat plus m plus 1 este egal cu 2 plus m. Ridicăm la a doua pentru a elimina radicalul și atunci vom avea că m pătrat plus m plus 1 este egal cu 2 plus m totul la a doua și atunci obținem m pătrat plus m plus 1 este egal cu, aplicăm formula de calcul și avem 4 plus 4m plus m pătrat. Observăm că m pătrat se reduce cu m pătrat și vom avea m plus 1 egal cu 4 plus 4m. Scădem 1 și atunci obținem că m egal cu 3 plus 4m. Îl mutăm și pe 4m cu scădere și atunci avem m minus 4m înseamnă minus 3m egal cu 3. Împărțind relația la minus 3, obținem că m este minus 1, care aparține intervalului minus 2, 0. Mergem mai departe la cazul al doilea. Dacă M se află în intervalul 0,2, modul de M este M. Asta înseamnă că vom avea radical din M pătrat plus M plus 1 egal cu 2 minus modulul lui M. Am aflat că este chiar M. Acum ridicăm la a doua și vom obține M pătrat plus M plus 1 egal cu, o să scriu direct, în mod normal puteam să scriu 2 minus m totul la a doua, care înseamnă de fapt 4 minus 4m plus m pătrat. Reducem m pătrat cu m pătrat și atunci obținem m plus 1 egal cu 4 minus 4m. Haideți să-l mutăm pe 4m cu adunare. Și atunci m plus 4m înseamnă 5m plus 1 egal 4, îl scădem pe 1 și atunci obținem că 5M este egal cu 4 minus 1 care înseamnă 3, de unde rezultă că M este 3 pe 5 care aparține intervalului 0, 2. Și atunci valorile pe care le-am găsit pentru M sunt minus 1 și 3 pe 5. Haideți să ne întoarcem acum în exercițiu să vedem ce trebuia să aflăm. Noi ni se spune să-l aflăm pe alfa cu proprietatea că alfa este sumă cu M din A din M pătrat. Păi noi am aflat că în A valorile lui M sunt minus 1 și 3 pe 5. Asta înseamnă că alfa va fi minus 1 la 2 plus 3 pe 5 la 2. Și atunci haideți să vedem ce obținem. Minus 1 la 2 este 1 plus 3 pe 5 la 2 este 9 pe 25. Aducem la același numitor și avem 25 pe 25 plus 9 pe 25 care înseamnă 34 pe 25, răspunsul fiind punctul C. Mergem mai departe la exercițiul 3. Fie x1, x2, rădăcinile ecuației, calculați x1 pătrat plus x2 pătrat plus x1, x2. Haideți să calculăm determinantul. Avem 2 minus x, x plus 2, m, x egal 0. Asta înseamnă că mai întâi, dacă înmulțim pe diagonala principală, avem 2 minus x ori x minus m ori x plus 2. Desfacem parantezele și vom avea 2 ori x înseamnă 2x minus x ori x înseamnă x pătrat. Apoi, m ori x și minus m ori 2, care înseamnă minus 2m. Haideți să o aranjăm și avem minus x pătrat Apoi putem să-l dăm un factor comun pe x și vom avea 2 minus m și în final termenul liber care e minus 2m, dar noi știam că acest determinant este 0. Asta înseamnă că minus x pătrat plus x pe lângă 2 minus m minus 2m trebuie să fie 0. Și acum haideți să vedem noi ce trebuie să aflăm. Trebuia să-l calculăm pe m care este x1 pătrat plus x2 pătrat plus x1, x2. Asta înseamnă în mod clar că avem nevoie de relațiile lui Viet și atunci haideți să vedem care erau formulele. Vă reamintesc că, să inserez o pagină, dacă avem o ecuație de gradul al doilea, de forma ax pătrat plus bx plus c, egal 0, cu rădăcinile x1 și x2, atunci suma rădăcinilor x1 plus x2 este egal cu minus bpa iar produsul rădăcinilor este C supra A. Și atunci mai avem următoarea formulă pentru suma pătratelor rădăcinilor, x1 pătrat plus x2 pătrat, care este s pătrat minus 2p. Așa că haideți să aflăm suma, produsul și apoi suma pătratelor. Și avem coeficienții. a este minus 1. B este 2 minus M, iar C-ul este minus 2M. Asta înseamnă că suma rădăcinilor, adică X1 plus X2, care e minus B pe A, va fi minus B înseamnă minus pe lângă 2 minus M, supra A care e minus 1 și observăm că minus cu minus se reduc și rămânem cu 2 minus M pe 1, care înseamnă 2 minus M. Apoi, produsul x1 ori x2, care e c supra a, și vom avea minus 2m supra minus 1 și obținem 2m. Asta înseamnă că x1 pătrat plus x2 pătrat va fi, mai scriu încă o dată formula, s pătrat minus 2p și atunci avem 2 minus m la pătrat minus 2 ori 2m. Asta înseamnă că obținem Hai să scriu mai de la capăt. 4 minus 4m plus m pătrat minus 4m și avem în final m pătrat minus 4m, minus 4m este minus 8m plus 4. Și acum, haideți să calculăm cât este în final eul nostru. Avem așa: e era egal cu x1 pătrat plus x2 pătrat în cazul acesta m pătrat. Minus 8m plus 4 plus x1 ori x2 pe care l-am aflat că e 2m. Asta înseamnă că în final e-ul va fi m pătrat minus 8m plus 2m este minus 6m plus 4. Răspunsul fiind punctul B. Mai departe, exercițiul 4. Pentru ce valori ale, ale parametrului m? Funcția este descrescătoare pentru orice x real. Pentru asta, haideți să calculăm derivata și punem condiția ca ea să fie negativă. Și avem că f derivat de x este mx plus logaritm natural din 4 plus x pătrat, totul derivat fiind o sumă. Derivăm fiecare termen în parte și avem așa mx derivat plus logaritm natural din 4 plus x pătrat totul derivat și atunci M-ul iese în față, iar X derivat este 1 plus, vă reamintesc formula de la derivata logaritmului, dacă avem logaritm din X derivat, asta înseamnă că obținem 1 pe X, în cazul nostru obținem 1 pe 4 plus X pătrat, dar pentru că avem o funcție compusă, trebuie să mai derivăm încă o dată acea cantitate. Și atunci, haideți să vedem ce obținem în final. Avem m plus 1 pe 4 plus x pătrat, ori 4 derivat este 0, iar x pătrat derivat este 2x. Asta înseamnă că obținem m plus 2x supra 4 plus x pătrat. Și acum, haideți să aducem la același numitor, amplificăm cu 4 plus x pătrat și avem m pe lângă 4 plus x pătrat plus 2x. Totul supra 4 plus x pătrat. Desfacem paranteza și obținem în final că f derivat de x este, voi scrie direct și bine ordonat, avem odată mx pătrat, apoi îl avem pe 2x, în final îl avem și pe 4m, totul supra 4 plus x pătrat. Și noi ne dorim ca funcția noastră să fie descrescătoare oricare ar fi x un număr real. Asta înseamnă că întotdeauna derivata trebuie să fie mai mică egală decât 0. Haideți să scriem asta. Dacă eu știu că funcția este descrescătoare, oricare ar fi x număr real, de aici ne rezultă că f derivat de x e mai mic egal decât 0. Asta înseamnă că mx pătrat plus 2x plus 4m supra 4 plus x pătrat trebuie să fie mai mic egal decât 0. Și acum dacă ne uităm la numitor, putem să remarcăm faptul că acesta este pozitiv oricare ar fi x un număr real. Și dacă noi ne dorim ca această fracție să fie mai mică egală decât 0, pentru că numitorul e pozitiv, înseamnă că numărătorul este cel care trebuie să fie mai mic egal decât 0. Și atunci vom avea că mx pătrat plus 2x plus 4m e mai mic egal decât 0. Așadar, am ajuns la o inecuație de gradul al doilea. Și acum trebuie să ne gândim la tabelul de semn. Și vă reamintesc următorul lucru. Dacă avem o inecuație de gradul al doilea, de forma ax plus bx plus c, cu rădăcinile x1 și x2, între rădăcini avem semn contrar lui a, iar în afara rădăcinilor avem semnul lui A. Și dacă noi ne dorim să obținem mai mic egal decât 0, înseamnă că eu nu trebuie să am o schimbare de semn în acest tabel. E ca și cum partea aceasta nu ar trebui să existe și să-mi rămână peste tot semnul lui A. Și atunci, care sunt condițiile pe care trebuie să le punem? Odată delta trebuie să fie mai mic egal decât 0. De ce poate fi egal cu 0 totuși? Pentru că dacă eu am o rădăcină, e ca și cum cele două se lipesc și atunci eu am un 0 în tabel și e în regulă pentru că eu pot să am egal cu 0. Dar nu trebuie să aibă loc schimbarea de semn, nu trebuie să am semn contrar lui A. Din acest motiv eu nu am voie să am două rădăcini. Și atunci delta obligatorie e mai mic egal decât 0. Iar dacă eu vreau să am peste tot semnul lui A, dacă eu vreau să am minus, înseamnă că și A-ul trebuie să fie mai mic decât 0. Haideți să punem cele două condiții și să vedem ce obținem mai departe. Din faptul că A e mai mic decât 0, A-ul nostru este M și atunci M-ul obligatoriu este mai mic decât 0. Dacă punem condiția și pentru delta, haideți să vedem cât ne dă delta. Delta este B pătrat, adică 2 la pătrat, minus 4 ori a orice. c și vrem să fie mai mic egal decât 0, asta înseamnă că 4 minus 16m pătrat trebuie să fie mai mic egal decât 0. Haideți să aducem la o formă mai simplă și avem minus 16m pătrat mai mic egal decât minus 4, înmulțim cu minus 1 și avem 16m pătrat care e mai mare egal decât 4. Împărțim la 16 și atunci obținem că m pătrat e mai mare egal decât 4 pe 16, care înseamnă de fapt 1 pe 4. Haideți să vedem ce ne rezultă de aici. m pătrat trebuie să fie mai mare egal decât 1 pe 4. Acum fie ne dăm seama direct, dar dacă nu vă dați seama direct, mutăm totul într-o parte. Egalăm cu 0, avem m pătrat minus 1 pe 4 egal cu 0, de unde rezultă că m pătrat este 1 pe 4, asta înseamnă că m este plus minus 1 pe 2 și vom face și aici un tabel de semne. Avem m, m pătrat minus 1 pe 4 care trebuie să fie mai mare egal decât 0, rădăcinile 0, 0 și acum între rădăcini avem semn contrar lui, ea, adică minus, în afară plus. Și pentru că noi ne dorim mai mare egal decât 0, observăm că m poate fi în aceste intervale. M poate fi odată în intervalul minus infinit minus 1 pe 2, reunit cu intervalul 1 pe 2 infinit. Dar de mai sus, noi știam că M-ul trebuie să fie negativ, trebuie să fie mai mic decât 0. Și atunci, dacă cele două condiții trebuie să fie îndeplinite simultan, îmi rezultă că M-ul obligatoriu se află în intervalul minus infinit minus 1 pe 2. Haideți să vedem. Care e varianta de răspuns? Punctul A. Mergem mai departe la exercițiul 5. Fie integrala, fie ien, calculați limită când ne întinde la infinit din IN. Haideți să vedem cum facem asta. IN este integrală de la 0 la n din e la minus x ori sinus de x. Este o integrală destul de ușor de calculat prin părți. Avem așa, f derivat de x. F de x este sinus de x și c derivat de x este e la minus x. Cel mai simplu este să luăm ca funcție derivată pe e, pentru că derivat integrat nu prea se schimbă. Și acum, de aici ne rezultă că f derivat de x este cosinus de x, iar c de x este integrală din e la minus x, care înseamnă minus e la minus x. Și atunci, ienul va fi... Odată f ori g ambele nederivate, adică sinus de x ori minus e la minus x de la 0 la n minus integrală de la 0 la n din f derivat ori g nederivat, adică avem cosinus de x ori minus e la minus x de x. Haideți să vedem ce facem mai departe. Și avem așa, dacă înlocuim cu n, avem sinus de n ori e ori minus e la minus n. În 0 sinus este 0, am scăpat de el. Minus cu minus este plus. Integrală de la 0 la n din cosinus de x ori e la minus x de x. Iarăși trebuie să facem această integrală prin părți. Haideți să mergem mai degrabă pe o nouă pagină. Integrală de la 0 la n din cosinus de x ori e la minus x de x. Iarăși prin părți. F de x este cos de x, asta înseamnă că f derivat de x este minus sinus de x, iar g derivat de x este e la minus x, asta înseamnă că g de x este minus e la minus x. Și atunci integrala noastră va fi. Haideți să o notăm cu una. Mai întâi, f ori g ambele nederivate, adică cos de x ori minus e la minus x. De la 0 la n, minus integrală din f derivat care e minus sinus de x, ori g derivat de x. Și acum, dacă îl locuim pe n în prima parte, avem cosinus de n, ori minus e la minus n, minus, de data aceasta, cosinus de 0 este 1, ori minus e la minus 1 ori minus e la 0, minus, haideți să vedem minus cu minus e plus și rămânem cu integrală de la 0 la n din sinus de x, ori e la minus x de x și atunci avem minus cosinus la n, ori e la minus n, minus cu minus e plus, e la 0 e 1 și acesta este exact i n-ul nostru de la bun început. Asta înseamnă că i n este, avem prima parte, aici era n, sinus de n, ori putem să scriem de fapt minus sinus de n totul pe e la n, pentru că e la minus n înseamnă 1 pe e la n, apoi plus integrala aceasta pe care am calculat-o și ne-a dat minus cosinus de n, totul supra e la n, plus 1, minus IN. Și acum putem să-l aducem pe IN în partea stângă și avem practic IN plus încă un IN, care va fi 2IN egal cu, în partea dreaptă avem minus sin N supra E la N minus cosinus N supra E la N plus 1. Asta înseamnă în final că in ul nostru este împărțind relația la 2, avem minus sinus de n supra 2 e la n, minus cosinus de n supra 2 e la n, plus 1 pe 2 și noi trebuia să calculăm limită din in. Limită când n tinde la infinit din in înseamnă limită când n tinde la infinit din sinus de n supra 2 e la n, minus cosinus de n supra 2 e la n plus 1 pe 2. Haideți să vedem cum facem. Noi știm că sinusul și cosinusul, ambele sunt între minus 1, 1. Asta înseamnă că dacă eu înmulțesc cu 1 pe 2 e la n, vom obține că minus 1 pe 2 e la n e mai mic egal decât sinus de n supra 2 e la n, care e mai mic egal decât 1 supra 2 e la n. Și acum dacă aplicăm criteriul creșterii, observăm că această fracție tinde la 0, această fracție tinde și ea la 0, pentru că dacă îl înlocuiesc pe n cu infinit, stați să iau separat să vă explic. Avem 2 ori minus 1 supra 2 ori e la infinit, e la infinit este infinit și atunci avem minus 1 pe 2 ori infinit, care face, bineînțeles, 0. Și dacă ambele fracții tind la 0, înseamnă că și limită când n tinde la infinit din sinus de n supra 2e la n este 0 și atunci această fracție tinde de fapt la 0. Fix la fel se face și pentru cosinus, pentru că și acesta este între minus 1, 1. Și atunci observăm că rămânem cu 1 pe 2. În concluzie, punctul corect este B. Mergem mai departe la următorul exercițiu, la 6. Valoarea integralei este Avem integrală de la 0 la 1 din logaritm natural din 1 plus x supra 1 plus x pătrat. Această integrală mi-amintește de o integrală dintr-un test de antrenament anul trecut, cred că testul 17, când aveați de calculat integrală de la 0 la 1 din logaritm natural din 1 plus x supra 1 plus x pătrat plus arctangentă de x Supra 1 plus x. Și practic, dacă ne uităm, avem mai întâi logaritmul natural din 1 plus x, ori 1 pe 1 plus x pătrat, care este exact arc tangenta derivată. Plus aici avem arc tangentă ori 1 pe 1 plus x, care înseamnă exact logaritmul derivat. Și atunci observam că în integral avem chiar lână de 1 plus x, ori arc tangentă de x derivat și așa destul de drăguț. Însă nu mai e aceeași poveste la acest exercițiu pentru că nu avem perechea care să ne ajute să calculăm mai ușor. Așa că vom începe cu o schimbare de variabilă, încercând să aducem la o formă cât mai simplă această fracție, după care să vedem dacă putem transforma acel logaritm într-un logaritm mai frumos, ca în final să reușim totuși să calculăm integrala. Așa că noi ne putem imagina că avem logaritm din 1 plus x ori 1 supra 1 plus x pătrat de x și ne gândim la faptul că această fracție este exact derivata de la arc tangentă. Și atunci, spre exemplu, dacă noi am nota cu un t arc tangentă de x, atunci obținem că 1 pe 1 plus x pătrat de x este exact 1 de t. Derivând, asta obținem. Acum, dacă schimbăm capetele, dacă x este 0, ne rezultă că t-ul este arc tangentă de 0, care e 0, și dacă x este 1, ne rezultă că t-ul este arc tangentă de 1 și ne gândim în ce punct tangenta este 1 și acela este pi pe 4. 45 de grade. Și atunci, integrala asociată, haideți să vedem ce devine. În primul rând, aici e simplu pentru că avem dt-ul, Apoi, noi trebuie să vedem cu ce este x-ul egal pentru a transforma această integrală. Și atunci, dacă noi am notat arc arctangentă din x egal cu t, ne rezultă de aici că t-ul este, de fapt, tangentă de x. Și acum, dacă rescriem integrala, avem integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din 1 plus tangentă de x ori 1 de t sau simplu tangentă de t, cer scuze, de t. Și acum, haideți să vedem ce am mai putea să mai facem mai departe. Trebuie să transformăm cumva acest logaritm, cât să nu mai avem o sumă în acea cantitate. Așa că vă propun să facem o nouă schimbare de variabilă, profitând de intervalul în care lucrăm și, practic, să-l transformăm pe acest t într-un pi pe 4 minus t. Haideți să vedem la ce mă refer mai exact. Dacă eu voi nota cu pi pe 4 minus t, să spunem un a, pentru că nu pot să folosesc t, deja am făcut această schimbare de variabilă. Asta înseamnă de aici că t-ul este pi pe 4 minus a. Dacă derivăm, obținem de fapt că dt este minus de a. Este o schimbare de variabilă foarte ușoară. Haideți să vedem acum intervalul. Dacă t este 0, ne rezultă că a-ul este pi pe 4 minus 0, care înseamnă pi pe 4 și dacă t-ul este pi pe 4 ne rezultă că a-ul este pi pe 4 minus pi pe 4 care de 0 asta înseamnă că integrala noastră devine integrală de la în loc de 0 avem a-ul adică pi pe 4 la 0 de data aceasta din, haideți să vedem ce vom avea logaritm natural din 1 plus tangentă de t-ul l-am notat cu pi pe 4 minus a iar DT am aflat că este minus de A și atunci acest minus iese în fața integralei și putem să profităm de el pentru a schimba capetele, să redevină la normal. Să avem practic din nou integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din 1 plus tangentă de pi pe 4 minus A de A. Bun și vă întrebați, de ce am făcut schimbarea asta de variabile? De ce e mai util să am tangentă de pi pe 4 minus A? în locul lui tangentă de t. Păi putem să profităm de formula de la tangentă de a minus b, care știm că este tangentă de a minus tangentă de b supra 1 plus tangentă de a ori tangentă de b. Și sperăm să ne dea ceva destul de drăguț. Putem să luăm separat doar să calculăm tangentă de pi pe 4 minus a. Și vom avea tangentă de pi pe 4, adică tangentă de 45 de grade, care știm că este 1, minus tangentă de A supra 1 plus, așa cum am spus, tangentă de pi pe 4 este 1 și avem 1 plus tangentă de A. Haideți să ne întoarcem acum în integrală și să scriem asta în loc să vedem ce vom obține. Avem integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din I, logaritm natural din 1 plus fracția aceasta, Și acum, haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care aducem la același numitor. Sperăm să iasă ceva drăguț. Avem integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din. Numitorul comun este 1 plus tangentă de a. Iar la numărător avem 1 plus tangentă de a plus 1 minus tangentă de a și observăm că se reduce. Și atunci avem integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din. 2 supra 1 plus tangentă de a de a. Și acum, avantajul este că, obținând această fracție, noi putem să desfacem în 2 logaritmi. Și atunci, integrala noastră de la care am plecat, haideți să o notăm unde eram, aici cu un a să spunem. Aul nostru este, de fapt, integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural de 2. Minus logaritm natural din 1 plus tangentă de a, de a. Și acum, dacă desfacem în două integrale, avem integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din 2 de a, minus integrală de la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din 1 plus tangentă de a, de a, și observăm că este fix integrala de la care am plecat. Și atunci ajungem la faptul că aul este. Integrală de la 0 la pi pe 4, calculăm inte imediat integrala aceasta, minus a, aceasta era integrala de la care am plecat. Și atunci avem așa, îl ducem în stânga, 2a egal cu integrală dintr-o constantă, este de fapt a, integrală din 1 de a este a, de la 0 la pi pe 4. Și atunci vom avea că 2a va fi logaritm natural din 2 pe lângă pi pe 4 minus 0. Asta înseamnă că 2a este logaritm natural din 2 ori pi pe 4. Și atunci, dacă împărțim relația la 2, obținem că a este logaritm natural din 2 ori pi pe 8, pe care îl putem scrie ca pi pe 8 logaritm natural din 2. Și haideți să vedem care e varianta de răspuns, punctul C. Mergem mai departe la exercițiul 7. Dacă y egal cu ax plus b este asimptota oblică spre minus infinit, atunci a plus b este. Pentru asimptota oblică, noi știm că avem formula, dacă avem ax plus b, atunci aul este limită când x de la minus infinit în cazul acesta, din f de x pe x. Așa că haideți să calculăm această limită. Și avem f de x care e radical din x la a doua plus 3x plus 5 minus x, totul pe x. Pentru asta putem să dăm factor comun forțat pe x și trebuie să avem mare grijă cum facem în radical. Practic, în radical eu îl pot da în factor comun pe x pătrat, pe lângă, din x pătrat rămân cu 1, din 3x rămân cu 3 pe x plus 5 pe x pătrat minus x totul pe x. Și acum, cum aș putea să scriu? Aș putea să-mi imaginez că am, de fapt, radical din x pătrat ori radical din 1 plus 3 pe x plus 5 pe x pătrat minus x. Totul pe x. Și acum, în momentul în care eu am radical din x pătrat, de fapt obțin modul de x. Dar pentru că x-ul nostru tinde spre minus infinit, modulul lui x va fi minus x. Trebuie să avem mare grijă la acel semn. Și atunci avem minus x radical din 1 plus 3 pe x plus 5 pe x pătrat, minus x totul pe x. Și în momentul acesta putem să-l dăm un factor comun forțat pe minus x de la numărător, spre exemplu, și vom avea limita când x tinde la minus infinit din minus x pe lângă radicalul. Apoi, din minus x, dacă îl iau pe minus x, rămân cu plus 1, totul supra x, avem fracția asta care tinde la 0, aceasta tinde la 0, x se simplifică cu x și atunci la numărător rămânem cu minus 1 ori în paranteză avem radical din 1 plus 1 care va fi 2 și atunci a este minus 2. Mai departe mergem la B care avea formula limită când x tinde la minus infinit din f de x minus mx și atunci obținem limită când x tinde la minus infinit din f de x care e radical din x pătrat plus 3x plus 5 cred minus x minus mx, m-ul fiind, sau aul în cazul nostru, aul fiind minus 2, înseamnă că noi obținem de fapt plus 2x. Și atunci avem limită când x de la minus infinit din radical din x pătrat plus 3x plus 5 plus x și observăm că obținem cazul de nedeterminare infinit minus infinit, de aceea vom amplifica cu expresia conjugată cu radical din x pătrat plus 3x plus 5 minus x și atunci avem limită când x tinde la minus infinit din radicalul lor radicalul dispare și rămânem cu x pătrat plus 3x plus 5 minus x ori x înseamnă x pătrat supra radical din x pătrat plus 3x plus 5 minus x. Haideți să vedem ce facem mai departe. Reducem x pătrat cu x pătrat și atunci ajungem la limită când x tinde la minus infinit. Din, la numărător am rămas cu 3x plus 5, iar la numitor avem radical din x pătrat plus 3x plus 5 minus x. Haideți să vedem ce facem acum. Dacă dăm iarăși factor comun forțat, avem așa, la numărător. Avem x pe lângă, 3 plus 5 pe x, iar la numitor, practic, pot să dau direct factor comun, pentru că este acesta de aici și obțin fix același lucru, așa că voi scrie direct, avem minus x pe lângă, radical din x pătrat, nu mai avem x pătrat, aveam 1, plus 3 pe x, plus 5 pe x pătrat, Plus 1, observăm că avem aceste fracții care tind la 0, x se, reduce, se simplifică cu x și atunci la numărător rămânem cu 3, iar la numitor rămânem cu minus 1 ori 2, asta înseamnă că obținem minus 3 pe 2, de unde rezultă că b-ul e minus 3 pe 2. Iar a-ul era minus 2 și ni se cerea să calculăm suma dintre a și b și atunci a plus b va fi... Minus 2 plus minus înseamnă minus 3 pe 2. Aducem la același umitor și obținem minus 4 pe 2 minus 3 pe 2, care înseamnă minus 7 pe 2, răspunsul fiind punctul D. Mergem mai departe la 8. Se consideră un dreptunghi având laturile de ecuații și un vârfa să se determine aria dreptunghiului. Întrebarea este dacă aul meu are vreo legătură cu cele două drepte sau nu. Și atunci trebuie să verificăm dacă A se află pe dreptele respective, după care vedem cum aflăm aria dreptunghiului. Și atunci, haideți să notăm cu D1, dreapta de ecuație 3x minus 2y minus 5 egal 0 și cu un D2, dreapta de ecuație 2x plus 3y plus 7 egal cu 0. Și acum, A aparține dreptei 1 dacă verifică ecuația respectivă. Și atunci, înlocuind cu coordonatele punctului A, vom avea 3 ori minus 2, minus 2y, adică 2 ori 1, minus 5, să vedem dacă e 0. Și avem minus 6, minus 2, minus 5, care e clar nu e 0, e fals. Asta înseamnă că A nu aparține dreptei 1. Apoi, haideți să vedem dacă se află poate pe dreapta 2. Și avem așa, 2 ori minus 2 plus 3 ori 1, plus 7 egal 0. Asta înseamnă că obținem minus 4 plus 3 plus 7 egal 0 și aici obținem fals. Asta înseamnă că A nu se află nici pe dreapta 2. Și atunci dacă ar fi să facem un desen, acesta este punctul A, iar dreptele noastre vor fi, spre exemplu aceasta să fie dreapta 1 și aceasta este dreapta 2, pentru că eu știu că punctul A nu se află pe aceste drepte. Și atunci, pentru a afla aria dreptunghiului, de fapt, mă interesează cât este distanța de la A la dreapta 1 și cât este distanța de la A la dreapta 2. Pentru că noi, având un dreptunghi, știm că, în momentul în care eu trasez o dreaptă din punctul A. P de 1, ea va fi perpendiculară. Este exact distanță, pentru că asta înseamnă distanță, o perpendiculară. Și atunci, dacă eu aflu lungimea perpendicularei din A pe dreapta 1, respectiv lungimea perpendicularei din A pe dreapta 2, înseamnă că aflu exact laturile dreptunghiului format și atunci implicit aflăm imediat cât este aria sa. Așa că, haideți să trecem la treabă, mai avem doar un exercițiu. Bun, dacă vrem acum să aflăm distanța de la un punct la o dreaptă, vă reamintesc cum facem asta. Dacă avem o dreaptă de ecuație, să spunem o dreaptă A de ecuație, AX plus BY plus C egal 0 și un punct A care are coordonatele X, A, y. Dacă eu vreau să aflu distanța de la punctul A la dreapta A, atunci avem următoarea formulă. Modul din A ori X, plus B ori Y, Plus C, totul supra radical din A pătrat plus B pătrat, așa că haideți să folosim formula și să vedem ce vom obține. Începem mai întâi cu distanța de la punctul A la dreapta 1 și avem modul din 3 ori minus 2, minus 2 ori 1, minus 5, totul supra 3 la a doua plus minus 2 la a doua. Și acum, dacă vom face aceste calcule, avem minus 6, minus 2, minus 5, totul supra radical din 9 plus 4. Asta înseamnă că obținem modul de minus 8, minus 5, minus 13, supra radical din 13, care înseamnă 13 pe radical din 13, raționalizăm și obținem 13 radical din 13 pe 13, Simplificând, avem radical din 13. Asta înseamnă că spunem aici avem radical din 13. Mai departe, haideți să calculăm distanța de la a la dreapta 2 și avem modul din 2 ori minus 2, plus 3 ori 1, plus 7, totul supra radical din 2 la 2 plus 3 la 2. Asta înseamnă că avem modul de minus 4 plus 3 plus 7, totul supra, iarăși radical din 13, și atunci obținem 3 plus 7 e 10, minus 4 plus 10 e 6, modul de 6 e 6. Și atunci putem să lăsăm așa. Distanța 2 este 6 pe radical din 13. Asta înseamnă că acum. Aria acestui de dreptunghi este radical din 13, ori 6 pe radical din 13. Simplificând, rămânem cu 6, răspunsul fiind punctul C. Mergem mai departe la exercițiul 9. Deja vă pare rău că se termină, nu-i așa? Avem cosinus de alfa plus z sinus de alfa totul la pătrat, egal cu cosinus de 2 alfa plus z sinus de 2 alfa, oricare ar fi alfa un număr real și trebuie să aflăm z-ul. Păi, haideți să începem în membrul stâng formula de calcul și avem așa cosinus la pătrat de alfa plus 2 ori cosinus de alfa ori z ori sinus de alfa plus z la pătrat ori sinus pătrat de alfa care este egal cu în locul cosinusului de 2 alfa. Putem să scriem, spre exemplu, cosinus de alfa pătrat minus sinus de alfa pătrat. Plus 2, putem să transformăm sinus de 2 alfa în z ori 2 sin alfa cos alfa. Și atunci observăm că cosinus pătrat se reduce cu cosinus pătrat, apoi avem 2 cos alfa, z sin alfa, și îl avem și aici. Deci îl reducem și atunci rămânem cu z pătrat sinus pătrat de alfa egal cu minus sinus pătrat de alfa. Îl trecem în partea stângă și avem z pătrat sinus pătrat de alfa plus sinus pătrat de alfa egal 0. Îl dăm un factor comun pe sinus pătrat de alfa și avem sinus pătrat de alfa pe lângă z pătrat plus 1 trebuie să fie 0. Însă pe noi ne interesează să-l aflăm pe z și un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Asta înseamnă că z pătrat plus 1 e 0. De unde rezultă că z pătrat este minus 1. Asta înseamnă că zetul nostru va fi plus minus I, răspunsul fiind punctul B. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.